4 octombrie. Zicerile spun că sunt semne că va ploua când cocoșii cântă ziua, iar dacă va ploua după prânz, nu va ține mult. Dacă a fost toată ziua norat și a plouat, iar seara soarele se arată roșu înainte de apus, va ține timpul ploios mai mult timp. Tot vorbe din bătrâni prevestesc că te va durea capul dacă mănânci la sfințitul soarelui. Sunt multe zone și azi în care ciobanii, după sfințitul soarelui, nu mai vând nimic de teama de a nu le muri din oi. Azi îl pomenim pe Ierotei Tesmotetul, considerat a fi primul conducător și episcop al creștinilor din Atena. Se spune despre acesta că ar fi fost prezent în timpul adormirii Maicii Domnului și că a stat în mijlocul apostolilor și i-a mângâiat cu cântece religioase și imnuri pe care le-a cântat acompaniat de instrumente muzicale.